Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la Față în Față, emisiunea care vă spune adevărul în față. Loredana Corchiș sunt eu, iar alături de mine în platou în acest moment, domnul Ilie Coleșa, deputat AUR, bună seara. Bună seara, bine v-am găsit. Domnul George Jiglău, analist politic, de asemenea bine ați venit. Bună seara, mulțumesc de invitație. Și prin Zoom alături de noi, profesor universitar dr. Remus Pricopie, rector al Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative. Bună seara, domnule rector, vă mulțumim că sunteți alături de noi, chiar dacă în acest moment vă aflați în Statele Unite și știm că există un decalaj de timp. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule rector, aș începe chiar cu dumneavoastră, pentru că vrem să aflăm câteva detalii legate de vizita de lucru pe care ați avut-o în Statele Unite împreună cu ministrul educației, doamna Ligia Deca. Înțelegem că a avut ca scop această vizită prezentarea politicilor educaționale din ultimii 10 ani, haide să spunem 15, ca să prindem și perioada în care ați fost și dumneavoastră ministrul al educației, și atunci v-aș întreba ce a prezentat de fapt România, care sunt politicile educaționale din ultima perioadă. Eu acum sunt la Banca Mondială, am întrerupt niște discuții pentru a participa la această emisiune. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Ligia Deca este deja în drum spre țară, ministrul educației. Delegația condusă de doamna Deca a avut o serie de întâlniri de luni până ieri inclusiv și pe mai multe agende. Odată agenda legată de colaborarea cu Banca Mondială, o colaborare veche. Chiar s-a menționat aici că primul raport de analiză și recomandări de politici publice către Parlamentul României, Parlamentul Democrat al României în 1990, a fost un document, un raport semnat de experții Băncii Mondiale. De atunci România a avut multe proiecte și multe reforme despre care ați auzit, atât în timpul domnului ministru Liviu Maior, Marga Andronescu și așa mai departe, au fost reforme sprijinite și de experții Băncii Mondiale. Noi ne aflăm într-o perioadă de analiză a relației cu banca și este firesc, în sensul că un proiect pe care eu l-am pregătit când eram ministru se cheamă ROSE. El vizează, ROSE este un acronim, vizează accesul și echitatea în învățământ, se finalizează și este firesc să vedem ce urmează să facem împreună. Banca a apreciat colaborarea excelentă și să știți că dincolo de discursul... Da, ne bucurăm că vin vești bune despre această zonă. Da. Politicilor implementate, chiar dacă știți foarte bine că suntem țara cu 30 și ceva de ministri educației în 30 și ceva de ani. Dar proiectele cu Banca Mondială au asigurat o stabilitate a abordării, pentru că altfel vă spun că lucrurile ar fi fost destul de grave. Pe relația cu Statele Unite ale Americii au existat întâlniri la Departamentul de Stat, la universități, s-a discutat despre schimburile de studenți, de profesori, de Fulbright, de schimb de bune practici, și aici sunt probleme legate de modul în care testezi elevii, modul în care înregistrez progresul elevilor, de modul în care formez cadre didactice. Și dați-mi voie să subliniez și o componentă personală și emoțională. Ieri am avut întâlnire oficială la George Washington University, Departamentul de Educație, acolo unde în urmă cu 30 de ani, pardon, 20 de ani, 2003-2004, eram visiting scholar și învățam despre politici educaționale, iar profesorii mei erau de partea cealaltă, foștii mei profesori erau de partea cealaltă a mesei. Da, foarte frumos și ne bucurăm alături de dumneavoastră că ați avut ocazia să vă reîntoarceți acolo și vă mulțumim că ne dați vești bune. Se lucrează în continuare la tot ceea ce înseamnă partea aceasta de educație. Este nevoie într-adevăr și dacă avem sprijinul de care avem nevoie, cu siguranță lucrurile se îndreaptă pe făgașul cel bun. Acum, aș vrea să mai adaug ceva, pentru că într-un fel se leagă cu subiectele pe care probabil le vom aborda astăzi. A fost o întâlnire oficială și la Muzeul Holocaustului. Doamna ministru a vizitat acest muzeu. Eu l-am vizitat de multe ori. Am semnat acorduri cu dumnealor. Iar aseară, cu două zile în urmă, la ambasadă, a fost o masă rotundă, o dezbatere despre problema Holocaustului și modul în care țările pregătesc tinerile generații pentru a înțelege
ce au însemnat aceste tragedii, Holocaustul, crimele comunismului și așa mai departe pentru țările noastre și cum pot fi ele evitate. Pentru că, din păcate, și cu asta închei să lăsăm posibilitatea și invitațiilor dumneavoastră, discursul urii a reapărut, iar copiii noștri, eu am copii mari, elevii de școală, studenții, nu întotdeauna au capacitatea sau au fost formați ca să facă distinție între o temă de dezbatere politică și discursul urii. Da, ți-a anticipat bine. Într-adevăr, astăzi ne-am propus să facem oarecare diferențe și în ceea ce privește terminologia folosită, pentru că aici, sigur, sunt acuzații de o parte și de alta, dar până acolo ați spus în felul următor, alegerile prezidențiale din anul 2024 vor însemna cel mai greu test al democrației și politicienilor din România. Există riscuri semnificative de deturnare a acestor alegeri spre subiecte de tip extremisto-putin. La ce făceați referire. Tocmai de aceea, în acest an, e nevoie de seriozitate maximă, chiar și în contextul unor competiții electorale dure între partidele politice serioase. Așadar, respectarea legilor și a normelor politice și diplomatice naționale și internaționale este obligatorie. Ați spus acest lucru pentru că ați constatat o predispoziție către încălcarea lor și, dacă da, la cine faceți referire? Să știți că dacă nu ești atent, este destul de ușor să faci greșeli, greșeli mici, nu le observă nimeni, după care de la acea greșeală mică se merge cu pași accelerați către greșeli și mai mari. În momentul în care aveți un invitat aur în Da, exact, studios, sunt aici. În momentul în care un partid aur, în cazul de față, îmbrățișează acest discurs al urii în raport cu componenții. Mă iertați că vă... raport, vorbesc eu, vorbesc eu dar acum, pe ce vă bazați? Domnule deputat, o să vă dau imediat o posibilitate. După ce termin, să știți că sunt profesor. Vă rog, domnule rector. Când, domnule profesor, vorbesc, trebuie să vă argumentați afirmațiile grave. Ca să argumenteze afirmații, trebuie să fi lăsat să vorbești. Deci, vă mulțumesc că mă ascultați. În momentul în care îndrepți acest discurs al urii, nu numai împotriva oponenților politici, dar și împotriva unor instituții fundamentale ale statului, iar universitatea este un spațiu sacru al oricărei democrații. Și din nou, ca profesor, și cu asta închei și las pe invitatul dumneavoastră să contraargumenteze, întotdeauna dictaturile sau dictatorii sau partidele extremiste au avut o problemă cu universitățile, cu intelectualii. Uitați-vă în istoria României, uitați-vă în istoria altor țări care au trecut prin aceste catastrofe. Nu ai voie să mergi într-o universitate și să începi să denigrezi acea universitate în condițiile... Când se întâmplă lucrul ăsta? Când universitarii își exprimă o opinie academică, nu politică. Eu nu sunt membru de partid, nu intenționez să candidez, dar nu poți să taci în momentul în care constați că actorii politici nu respectă regulile elementare ale democrației. Acesta e un aspect. Al doilea aspect, și cu asta închei, ați întrebat de terminologie. Este o mare diferență între a avea un discurs național, avea un discurs naționalist, a avea un discurs extremist, fascist și a copia sau a avea un discurs antinațional. Din păcate, în zona partidelor noastre extremiste, găsim amestec din toate, inclusiv discurs de tip fascist. Unele evenimente politice și discursuri politice ale celor de la AUR și SOS sunt copy-paste din discursurile legionarilor. Predau comunicare publică, istoria comunicării publice și ar fi pur și simplu o trădare din partea mea, nu numai profesională, dar și față de cetățenii români, să nu semnalez acest lucru. Domnule deputat, vă rog. Da, mulțumesc. Am auzit o tiradă lungă de afirmații foarte grave, care însă nu au nicio justificare. Într-adevăr, când faci asemenea lung șir de afirmații, foarte grave, extremism, putinism și așa mai departe, trebuie să ai niște dovezi. Deci trebuie să definești, în primul rând, terminologia pe care domnul profesor nu a făcut-o și, în același timp, trebuie să ai niște dovezi. Să faci niște afirmații de felul ăsta în condițiile în care noi suntem anti-universitari, da? Anti-educație,
în condițiile în care probabil n-a citit statutul nostru. Statutul nostru e practic crezul nostru, da? Apoi acțiunile noastre. Apoi nu a verificat acțiunile noastre cu statutul nostru și cu legile noastre. Adică în ce măsură ele se contrazic sau sunt conforme. Ce fel de partid se consideră AUR? Este un partid conservator, patriot, suveranist, le știți. Le afirmăm cu bazat pe patru piloni, știți? Credință, libertate, cred că e cea mai importantă, națiune și familie. Bun, dumneavoastră spuneți așadar că aveți un discurs naționalist, da? În măsura, acum iarăși ar trebui să avem... eu nu sunt profesor, deși am predat, uitați, am predat și eu 10 ani la Plata Cora la Universitatea Tehnică. Deci am oarecare respect pentru profesia de profesor. Și nu-mi permit să fac niște afirmații grave fără să prezint niște dovezi. Niște dovezi și o definire clară a termenilor. E foarte important să facem această definire a termenilor, nu doar pentru noi, cât și pentru cei care vor vota. De obicei, în mediul academic din zilele noastre, el are o conotație și chiar în mass media, are o conotație peiorativă, o conotație rea, așa cum au toate cuvintele formate dintr-o anumită rădăcină la care punem terminația ism, naționalism aici, sau comunism, sau fascism, sau și așa mai departe. Deci, în măsura în care este privit din perspectivă negativă, nu suntem, adică nu ne asumăm niciuna dintre etichetele de extremiști, de intoleranți, de, nu știu, dați-mi o dovadă. Gândiți-vă că noi avem o legislație extrem de dură în privința extremismului. Extrem de dură. Da, suntem sub lupa întregii societăți a serviciilor secrete, a oricărui organ și instituție cu asemenea atribuții în această țară. Știți, dacă ar fi existat cea mai mică dovadă, păi am fi fost incriminați, am fi fost judecați, am fi fost condamnați. Înțelegeți? Și nu există. Sunt niște teme care se repetă bazându-se pe niște tipare de modelare, de manipulare. Există discuții despre acel val al extremismului, da, cu privire la alegerile europene din Europa. Așa. Deci nu vă identificați, nu găsiți nicio asemănare între cei care fac parte din acest val. Ce avem noi extremism în statutul nostru, în acțiunile noastre și în trecutul conducătorilor noștri? Spuneți-mi ceva și putem vorbi concret. Altfel, domn profesor nu dovedește că e decât un politruc, mă iertați, făcând niște afirmații foarte grave, fără nici cea mai mică dovadă. În condițiile în care eu vă pot da câteva dovezi recente, unele aplicate proprie persoane, care dovedesc că ceilalți sunt extremiști. Mie, fără motiv, ceilalți care? Majoritatea actuală guvernamentală, așa zis democratică, mie mi-a fost luat timp de 3 luni dreptul de a vorbi în plenul Parlamentului. Eram lăsat 10 secunde, iar timp de 6 luni mi-a fost luată jumătate din indemnizație, bazându-se pe un protest al nostru cu niște foi A4 în timpul unei ședințe de plen, datorită faptului că se votase o lege foarte importantă convocându-se comisiile raportoare pe WhatsApp, iar votul dat pe WhatsApp, în condițiile în care se anunțase ședința la 9 fără un sfert, la 9 fusese așa zisă ședință, iar la 10 în plen adoptată legea. Dar nu există și o altă posibilitate să vă opuneți, de exemplu, la astfel de decizii? Mă iertați, când se întâmplă lucruri atât de grave și iau o foaie A4 și manifest așa să vadă lumea, sunt extremist? Adică nu știu dacă înțelegeți să... Eu vă spun din perspectiva... Faci vot pe WhatsApp. Din perspectiva cetățeanului care se uită înspre Parlamentul României, într-un anume mod, ar trebui să existe totuși echilibru. Eu cum poate mesajul meu, în momentul în care domnul profesor ne dă niște teme extrem de importante, extremist și așa mai departe, și în momentul în care văd că se întâmplă în plen asemenea acte de extremism, eu să nu iau o foaie A4 și să mă duc în fața camerei și pentru asta să fiu sancționat luându-mi se dreptul de cuvânt, drept pe care mi l-a dat poporul român, nu mi l-a dat adversarii, făcându-se o sancțiune prin vot politic. Deci nu pot să sancționez o opoziție printr-un vot politic, pentru că în Parlament nu suntem o instanță judecătorească. Mai
Înțelegeți? Eu nu pot să fiu sancționat de către colegii mei luându-se mi se prerogativele esențiale ale... Da, domnule rector, eu nu vă pot spune unde găsim, nici nu pot să vin cu dovezi. Pare pentru că nu este foarte aplicat, sigur, nu pentru este că acuzațiile sunt foarte grave. Treaba mea să fac asta. Domnule rector, vi se cer dovezi. Da, eu să știți că sunt obișnuit cu multe lucruri. Am fost și la minister mulți ani, inclusiv ministru educației. Am înțeles și jignirile. Am reținut și jignirea din platou de la un fost profesor și un deputat al Parlamentului României. Mă aștept la un discurs civilizat. Dar trecând peste lucrul acesta, eu îl invit pe domnul Coleșa, care este absolvent de calculatoare. Am verificat un pic pe internet, sau cel puțin așa am așa înțeles. Așa să vorbim despre toți acești termeni la SNSPA sau unde vreți dumneavoastră, pentru că așa cum dumneavoastră ați studiat ani întregi ca să știți ce să faceți în domeniul informatic, și noi am studiat și studiem ani întregi, iar evaluarea noastră, pentru că nu este numai a mea, sunt alți profesori, alte rapoarte. Ieri mă uitam pe un raport internațional cu un tablou mai larg la nivelul Europei. Partidul dumneavoastră este acolo. Îmi permit însă să vă adresez o întrebare care are o perspectivă personală. Aveți copii? Da, am 5 copii. Cum le explicați dumneavoastră copiilor dumneavoastră faptul că ceea ce spune Putin sau purtătorii de cuvânt de la Kremlin luni, regăsim în discursurile celor de la AUR marți? Nu știu. Cum ce... Asta explica... e o minciună, domnule profesor. N-am terminat întrebarea. Vă rog, cum le explicați dumneavoastră faptul că... Dar vă rog, spuneți ce a spus luni, ca să știu. Partidul dumneavoastră nu are nicio problemă atunci când Rusia face ceea ce face în Ucraina. Practic, partidul dumneavoastră validează ceea ce se întâmplă în Ucraina. Cum le explicați dumneavoastră că vreți să le construiți un viitor sigur, european, democratic, în condițiile în care partidul dumneavoastră lucrează zi de zi la dărâmarea structurilor democratice din România și la îndepărtarea României de NATO Haideți și Uniunea Europeană? Prea multe întrebări aici... și aș fi vrut o întrebare-răspuns, întrebare-răspuns, ca să nu pierdem șiruri. M-a spus, din câte țin minte, cum explic faptul că afirmă Putin ceva luni, iar noi spunem marți. Păi spuneți-mi și mie ce, că asta e o aberație, domnule profesor. Ați făcut niște afirmații, iarăși, extrem de grave. Deci nu există... Urmăriți ce se întâmplă spuneți în spațiu concret, public. Spuneți acolo, discursul, spuneți ideea. Discursul despre împărțirea noi, Ucrainei noi între mai niciodată multe state. N-am susținut așa ceva, ce am spus. Dumneavoastră. Ca să răspund, am spus că nu trebuie să uităm pe etnicii români, nu? Care au căzut victime acelui pact între Hitler și Stalin și de care statul român nu s-a îngrijit, fiind quasi asimilați în Ucraina și în Basarabia, în Republica Moldova, încă mai avem o șansă de a-i păstra ca etnici români. Bun, apoi ați spus că, vedeți, suntem extremiști pentru că așa spun nu știu ce organisme, asociații și așa mai departe, dar mă iertați ce spun niște asociații sau organisme în spatele cărora nu știm cât obiectivitate este, că ăsta e adevărul, nu poate fi comparat cu ceea ce ar trebui să spună niște instituții plătite. În instituții suntem 1,5 milioane de bugetari, din care o bună parte sunt în serviciile secrete, cu bugete de la an la an mărite, și ei nu zic nimic. Adică să văd acolo că ne acuză de ceva concret și noi suntem puși la colți și incriminați și judecați și condamnați. Domnule Jiglău, ca să vedem și perspectiva unui analist politic. Universitar cum de asemenea. Exact, cu atât mai mult. Cum scăpăm de această discuție, ca să spun așa? Cum putem pune o soluție? Cine are competența de a identifica tipologia unui partid ca fiind extremist sau nu? Oricare dintre noi, orice cetățean are dreptul să eticheteze orice partid politic după propria înțelegere, care bineînțeles că ar fi grozav dacă ar fi o înțelegere educată, cât se poate de educată, informată, exact. Cel puțin, poate exact. E cuvântul mai
mai potrivit. Însă aici s-au spus destul de multe și poate că nu e chiar rolul meu să clarific această dispută, care cred că pe domnul profesor Pricopi îl privește chiar și personal, pentru că să nu uităm, apropo, că se cereau dovezi, a fost acel episod care, din păcate, nu a fost suficient clarificat de la deschiderea, cred, de anul trecut, de la anul universitar din octombrie, de la SNSPA, în care și domnul Pricopie și domnul Prăvulescu au fost atacați direct și legăturile cu AUR nu au fost demonstrate până la capăt, dar nici negate până la capăt. Sigur că se pot găsi justificări și de partea cealaltă, însă atacul a fost foarte direct și, din păcate, modul de acțiune a dat apă la moară celor care consideră că este o putem încadra... Iertați, doar o mențiune, așa cum domnul Pricope, domnul profesor, a făcut acum niște afirmații foarte grave, făcuse cu puțin timp înainte niște afirmații la fel de grave și a fost un răspuns din partea noastră. Ce-ați vrea? Suntem politicieni? Nu suntem? Ce suntem? Da, okay. Depinde și felul în care se reacționează. Avem dreptul să ne dezvinovățim măcar? Nu a fost o dezvinovățire. A fost o reacție foarte... În general, cea mai bună dezvinovățire nu este să-ți dezlipezi etichetele pe care N ți le pun, ci s-a tat. Da, discursul URI face referire la violență. Adică e acolo, foarte aproape de chestia problema. Numai o secundă, vă rog. Deci aici se joacă pe o linie foarte fină, pentru că mai devreme spuneați ce am spus noi și am venit eu cu o chestiune fără neapărat să doresc să intervin în acea dispută care poate fi personală sau, mă rog, politică, cum vreți să o catalogați. N-a făcut-o domnul profesor, o fac eu, dar modul de acțiune acolo este un soi de dovadă că se aduce o notă, hai să o catalogăm, extremistă, prin intermediul acțiunii în spațiu public. Ce-am făcut noi atunci? Am împărțit niște flyere. Niște flyere pe care au niște mesaje destul de dificile. Mesaje personale care încurajau studenții să nu mai piardă vremea acum cu asemenea domnului Pricopie. Asta este opinia dumneavoastră. O altă chestiune care... Ba da, aveți dreptate și spus-o. O altă chestiune care dă apa la moară acestor discursuri și ca să fac... să mut un pic mingea la programul politic pe care l-ați invocat. Într-adevăr, dumneavoastră puteți oricând să invocați programul politic al AUR, care spune că respingeți agresiunea dictatorului Putin față de Ucraina, da, că respingeți dependența față de, nu știu, gazul rusesc sau așa mai departe, chestiuni de genul acesta. Însă, în același timp, se vine cu niște declarații de multe ori personalizate, să spunem, ale unor reprezentanți ai AUR. Și acum, dumneavoastră, personal, cred că sunteți într-o poziție ingrată, că nu... N-aș vrea să vă pun eu cel puțin în ipostaza de a justifica ce au zis alți colegi de partid. Nu știu dacă sunteți sau nu de acord, dar nu cred că asta e acum miza. Care însă, într-adevăr, rezonează cu discursuri care merg în direcția cealaltă și care dau apă la moară unor discursuri, precum cel de acum al domnului profesor Pricopie, legată de faptul că discursul AUR poate fi asociat cu un discurs extremist în spațiu public. Dar nu cred că miza este atât de mare dacă catalogăm sau nu catalogăm AUR ca un partid extremist. Cred că e o miză secundară până la urmă în economia ceea ce se întâmplă anul acesta. AUR are niște idei. Bune, rele, este latitudinea fiecăruia să le evalueze. Ce pot eu să spun în calitate de, hai să zicem, analist politic, politolog, în fine, este că nu sesizez din partea ideilor care vin dinspre AUR. Asta nu înseamnă că celelalte partide sunt mult mai competente, să ne înțelegem. Dar și aici e o problemă, că neajunsurile pe care le putem sesiza la AUR nu înseamnă că justifică neajunsurile celorlalte partide. Absolut. În niciun caz. Dar ca să revin, nu mi se pare că ideile de politici publice, să spunem, cu care AUR a venit în spațiu public din 2020 încoace, de când a răzbătut prin prezența în Parlament și a căpătat o scenă, au ridicat semnificativ nivelul dezbaterii politice în România. Din păcate, mai degrabă, cred că a mers în direcția cealaltă, poate susținând ideile pe care AUR le promovează oarecum coerent, da, cu privire la temele pe care le-am amintit și domnul deputat, care sunt prezente încă din program. Dar aș reitera chestiunea asta, pentru că riscul e foarte mare să ne pierdem într-o discuție, nu neapărat acum, în spațiu public în general, despre... pun oarecum între ghilimele pericolul AUR, pericolul reprezentat de AUR și al extremismului, asta justificând neajunsuri, incompetență de multe ori, lipsă de integritate care vine din partea celorlalte partide, care doar pentru că nu se cheamă AUR, dintr-o dată capătă... Aș putea să răspund extrem de pe scurt. Eu acum, din septembrie, sunt lider al grupului AUR din Camera Deputaților. Deci eu particip
la ședințele de birou permanent, când se face ordinea de zi a Camerei Deputaților, birou permanent reunit, când se face ordinea de zi pentru ședința dintre reunite Camere și Senat. Și știu ce se întâmplă, deci eu știu ce propuneri legislative avem pe demografie, pe fiscalitate, pe educație. Și ele există, ele sunt foarte concrete și aș vrea să discutăm pentru că pe noi ele. Mai rămânem câteva minute, dar aș vrea să las pe domnul rector pentru că este așteptat. Atât vă mai întreb, domnule rector, ați solicitat Parlamentului scoaterea AUR în afara legii. Care ar trebui să fie substratul acela solid în baza căruia se poate lua o astfel de decizie? Vă rog să ați citit una dintre declarațiile mele. Vă rog să, dacă aveți la dispoziție, să citiți și declarația mea privind scoaterea AUR în afara legii. Eu am spus, într-un stat democratic, nu scoți un partid în afara legii pentru că vrea X sau Y. Eu am spus, ca persoană care nu e implicată în politică, dar care studiază fenomenul politic de 30 de ani, că sunt elemente importante pentru a considera că AUR nu mai îndeplinește regulile stabilite, nu mai respectă regulile stabilite de Constituție și de legislație pentru a funcționa ca un partid politic. Sunt o serie de elemente, semne de întrebare, inclusiv situația deloc clarificată a președintelui AUR. Probabil că domnul profesor deputat Coleșa este o victimă a propagandei pe care AUR, liderul AUR și, din păcate, Moscova le promovează aici, în România. N-am nicio suspiciune privindu-l pe domnul Coleșa că este de bună credință și crede dumnealui că servește țara fiind în AUR. Dar instituțiile statului trebuie să clarifice dacă domnul George Simion, primește instrucțiuni din altă parte, dacă este finanțat el și partidul său din altă parte, iar lucrul ăsta nu poate face un profesor universitar. Aceste verificări nu pot fi făcute de mine sau de dumneavoastră, ci de instituțiile statului. Văd că există o predilecție de a vorbi despre servicii. Nu sunt numai serviciile. Eu vreau să știu ce spune Autoritatea Electorală Permanentă. Eu vreau să știu circuitul banilor. Există un lider AUR care a recunoscut că a încasat bani de la Moscova și pe care după aceea i-a direcționat către activitatea politică. A recunoscut lucrul ăsta. Doamne miliește. Haideți să vedem, pentru că în lege și în Constituție se spune foarte clar că nu ai voie să fii finanțat din surse ilicite. Deci lucrurile sunt destul de complicate. Domnul Coleșa poate să zâmbească și să trateze lucrurile în superficial, poate să mă jignească pe mine și pe colegii mei și pe oricine face declarații similare, dar nu se schimbă tabloul general. În momentul de față, Rusia, pentru a slăbi frontul din Ucraina, a accelerat pur și simplu propaganda și discursul naționalist din Europa. Nu spun că toți care au discurs naționalist au contract direct cu Putin, că nici măcar nu se întâmplă acest lucru, dar este catalizat. Există rapoarte ale unor instituții importante cu circuitele financiare pentru domnul Coleșa, într-un minut ies. Da, vă rog. Poate mai aveți răbdare un minut. Un minut ies și aș vrea să vă mai spun un lucru. Dumneavoastră personal, în timp ce zâmbiți și vorbiți peste mine, poate că ar trebui să vă faceți o evaluare dacă serviți țara sau sunteți pur și simplu victima unui mecanism de destabilizare a țării. Închei aici pentru că, într-adevăr, trebuie să plec spre următoarea activitate și vă mulțumesc pentru invitație. Aici vom fi și la anul și peste 2 ani și vom trage linie și vom vedea cum stau lucrurile. Mie îmi pare rău atunci când profesori universitari și intelectuali nu reușesc să aibă o analiză critică. Chiar dacă ești inginer, medic sau profesor de științe politice. Datoria noastră este în primul rând față de țară, față de familie, față de copiii noștri, nu față de partid. Da, vă mulțumesc mult, domnule rector, pentru că ați fost astăzi alături de noi. Mult succes în continuare și vă așteptăm cu mare drag și într-o altă ediție. Mulțumesc foarte mult! Domnule Coleșa, mulțumesc. Vă rog. Domnul profesor zicea de un discurs de lemn cum rar mi-a fost dat să aud, cel puțin în timpurile noastre. Sunt o serie de elemente care dovedesc
că sunt elemente care ne dau indicii că unii spun că o serie de instituții. Spune, domnule, clar, să înțeleg și eu, spre deosebire de politruș cum e dânsul, să mă iertați, noi ca ingineri trebuie să facem o mașinărie să funcționeze, un algoritm să funcționeze. Domnule Jigleu, dumneavoastră știți puțin, la ce elemente și, se făcea referire? Și în același, singurul, domnul Jigleu, ca, deci face niște elemente, niște afirmații iarăși extrem de grave, fără să dea nici cel mai mic indiciu, iar la asemenea afirmații, noi suntem tratați drept extremiști, dacă dăm niște flyere și spuneți, ca asemenea profesor, vă rog, nu mai pierdeți vremea mergând la cursurile lor. Și asta pot să zic și eu. Nici eu nu m-am dus la cursurile tuturor profesorilor, pentru că, într-adevăr, sunt profesor, precum domnul Pricopie, la care, dacă mergi, îți pierzi timpul și viața și îți pierzi liberul arbitru. Acum, credeți-mă, pentru că în momentul în care se fac afirmații de atât de grave din partea lui și nu vine nici cu cea mai mică dovadă și noi singurul element extremist în toată această ecuație este faptul că noi drept răspuns la asemenea afirmații mergem cu niște flyere și ziceți nu-i mai ascultați pe ei. Nu puteți spune la îndoială capacitatea profesională și conținutul cursului unui profesor pentru că a spus o chestiune critică legată de partidul dumneavoastră. Da, dar pentru când vă face cineva vă acuză de niște lucruri extrem de grave. Puteți avea o problemă cu opinia respectivă, nu cu conținutul profesional al persoanei respective. Nu știți ce face la curs. Având în vedere ce produce, nu putem să avem altă atitudine. Mă iertați când ne spune cineva prost, extremist, incapabil și așa mai departe. Este și părerea dumneavoastră, dar uitați-vă, George cred Simion, că puteți să argumentați sau contraargumentați. La majoritatea alegerilor, în afară de câteva domenii, totuși, deși este inferioară, Camera Deputaților este Camera Decizională. Până noi trec o grămadă de legi. Eu sunt lider de grup acolo, da, am fost vice-lider. M-am bucat cel mai îndeaproape cu ce se votează acolo, care sunt propunerile noastre și așa mai departe. Apropo, reper a sesizat Camera Deputaților că domnul George Simion are un birou parlamentar ilegal în Chișinău. Apropo de Camera Decizională. Cine a zis că are un... faptul că poate are un spațiu. Unde? Dânsul nu poate să meargă la Chișinău. Este interzis să treacă. Are interdicție, da. Și atunci, cum poate să aibă el un birou? E un nonsens. E un cel mai mare. Cum poți să ai un birou parlamentar în condițiile în care nu-l ai, practic? Deja mă întrebați pe mine. Nu poți să mergi acolo să primești audiență. Cei de la Reper care au făcut aceste... Și cei care Reper vin cu afirmații de felul ăsta, care singurul scop al asemenea afirmații este să rostogolească, să repete ca niște mantre în spațiul public, niște minciuni, mai prind de puțin. Domnule Jigleu, ne apropiem de finalul discuției și o să vă rog pe dumneavoastră să încercați să împachetați cumva ca să înțelegem totul, să tragem niște concluzii. Da, e un pic, cred, trist din perspectiva celor care ne privește și care asistă la dezbaterile publice care există, care se desfășoară în jurul Foarte AUR bine, în general. Foarte bine, chiar trist. Faptul că orice critică este bine din ambele părți cu eticheta de minciună, pentru că asta se întâmplă. Vi se aduc chestiuni concrete pe care le-ați făcut sau le-ați spus și dintr-o dată este o minciună ce am spus de fapt. Iată o dovadă, o altă chestiune despre care... Privința noastră era singurul argument. Nu, am înțeles că nu în privința mea. Mai sunt și alte chestiuni pe care poate nu mai avem acum timp să le discutăm. Lucrurile care, apropo, extremism, populism și așa mai departe, și spuneam că nu vă atribui dumneavoastră, dar anumite persoane din partidul dumneavoastră fac afirmații, fac apologia unor personaje asociate cu mișcarea legionară, cu Antonescu, minimalizarea Holocaustului, care sunt chestiuni... Nu se face nicio minimalizare Holocaustului. Singur, este o declarație fost, cu ghilimele care au în spațiu fost public. Niște evocări de personaje care cel mult au fost în frățiile de cruce fără să fi făcut politică. Dar nu la asta mă refeream, ci la faptul că, cred că domnul Lavric în plenul Parlamentului a spus că istoria Holocaustului care a fost introdusă în curicula educației. Este un capitol, ar trebui să fie. Noi este o temă minoră care a fost ridicată de ca să precizez, interese străine. Am fost sau singurul de partid acesta. Care ne-am abținut la acel vot, nu pentru că am fi împotriva studierii ei, ci că, așa cum spune domnul Ioan Aurel Pop sau Mircea Platon, care spun despre deșcolarizarea României, a pune capitole, a face din capitole materii este cel mai... Și am copii de la 1 la 12, este cel mai sigur mod de a distruge învățământul. Înțelegeți? Dar atât. Este un capitol extrem de important, de el este un capitol, nu este o materie. Înțelegeți? Dacă facem din capitole materii... Declarația dumneavoastră este diferită de cea care a fost dată în spațiu public, de la tribuna Parlamentului. Și astfel de declarații sunt cele care
fac ca, în general, să existe această etichetare de, către AUR de partid extremist. Și putem să discutăm din nou legat de etichetare, însă ce aș vrea ca pe post de concluzie în perspectiva acestui an electoral, cred că, vorbeam la început despre o opinie informată pe care fiecare are dreptul să o aibă. Cred că lucrul cel mai bun este să nu ne ghidăm după etichetări pe care le fac X sau Y, analiști politici și așa mai departe, adversari politici între ei, ci să ne uităm la conținutul propunerilor și politicilor, pentru că acolo cred că se face diferența între candidați și partide. E o concluzie foarte bună. Vă mulțumesc că ați fost în această seară alături de noi. În partea a doua a emisiunii vă propunem un interviu tot față în față, de data aceasta față în față cu domnul George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, despre un nou actor de pe piața energetică din România, despre prosumatori. Dacă în anul 2018 erau cam 601 prosumatori, gândiți-vă că în prezent sunt peste 120.000 care au nevoie de un cadru de reglementare. Ce soluții ne propune președintele ANR? Aflăm în materialul următor. Guvernul României a modificat legea energiei electrice pe 28 decembrie 2021, când prin ordonanța de urgență 143 a introdus pentru prima dată conceptul acesta de compensare cantitativă dintre energia produsă și livrată în rețea și energia consumată și absorbită din rețea. Acesta a fost triggerul, ca să îi spun așa, pentru ca fenomenul să capete amploare. Măsura a fost gândită ca o măsură de eficiență energetică, o modalitate prin care un consumator casnic avea posibilitatea să-și scadă costurile cu utilitățile acasă prin montarea acestor echipamente de producere de energie electrică din surse regenerabile. Practic, diminuai în felul acesta cheltuielile pe care le aveai, ba chiar reușeai să-ți compensezi într-o perioadă a anului în care producția era mai mare decât consumul, reușeai să-ți compensezi energia consumată cu cea produsă. Până la acest punct, așa cum spunea și dumneavoastră, pare o soluție benefică pentru fiecare persoană să-și asigure consumul propriu. Corect. Cert este că s-a văzut un soi de potențial de transformare a acestui demers într-un mic business, să-i spunem. Și acolo, cred că cumva v-ați autosesizat în încercarea de a reglementa cumva această activitate. Este adevărat că această măsură poate fi interpretată de anumite persoane și ca o măsură prin care poate să-și monetizeze surplusul de energie. Din punct de vedere tehnic, lucrul acesta nu ar trebui să fie posibil, pentru că racordul nostru, cererea noastră de racordare este pe o putere de consum. Dacă luăm exemplul unei case de locuit 5 kW, cam atât ar trebui să fie și puterea pe care noi putem să o evacuăm. Sunt situații în care lucrul acesta nu se întâmplă. Colegii de la Direcția de Control verifică aceste aspecte, ca toate aceste valori să fie respectate și încă un aspect foarte important, toate lucrările de execuție și de montaj a acestor echipamente trebuie făcute cu maximă responsabilitate și făcute de către firme și de către electricieni care sunt acreditați pentru a face astfel de lucrări, pentru că, așa cum vorbim, 120.000 de prosumatori, 120.000 de persoane fizice și juridice au ales să devină prosumatori. Dacă nu sunt specialiști cei care le montează, pot care avea probleme pe echipamentele acestea. Și de aici apar și dezechilibrele în sistem? Pot apărea dezechilibre, pot ca instalațiile să nu fie conectate corect, proiectate corect, montate corect. Nu ne dorim să avem, dintr-o măsură bună și dintr-un fenomen bun pe care românii l-au, o măsură bună pe care românii au accesat-o, să se transforme în ceva care, nu știu, este un fiasco din punct de vedere al faptului că nu sunt montate într-un mod corect și de către specialiști. Dar există suficient specialiști să acopere necesarul sau cererile celor, iată, 120.000 de prosumatori? În principiu, Autoritatea de Reglementare acreditează astfel de electricieni în sesiuni pe care le avem programate atât în primăvară cât și în toamnă. Evident că dacă numărul de cereri este mare, suplimentăm perioada de examinare în așa fel încât toți cei care sunt interesați să devină electricieni acreditați și să facă
astfel de lucrări și lucrări electrice în general să poată să fie examinați de către autoritate și să obțină certificatele respective. Procesul de tranziție pe care România la început este clar că este unul irreversibil. Toate eforturile guvernului au fost în sensul de a asigura investiții și finanțări din ce în ce mai mari în sectorul de producție de energie din surse regenerabile. Și am văzut fonduri fără precedent puse la dispoziție de către Ministerul Energiei pentru a finanța astfel de proiecte. Dacă punem și fondurile disponibile de la Agenția Fondului de Mediu și de asemenea investițiile pe care persoanele fizice, consumatorii casnici le fac din bugetele lor pentru a-și monta astfel de echipamente, vedem că tranziția aceasta energetică este susținută din toate părțile, de către sectorul economic, de către sectorul guvernamental care finanțează astfel de proiecte și inclusiv de către consumatorii mici, consumatorii casnici, care își doresc să consume o energie care în primul rând este prietenoasă cu mediul înconjurător și în al doilea rând este rentabilă. Are un cost mic pe care ei și îl permit. Fondul pentru o tranziție justă, în ce categorie? Fondul pentru tranziție justă se referă la anumite zone din România, anumite județe din România, cred că cele care sunt tradițional cu specific miner beneficiază de fondurile de tranziție justă și sunt fonduri care se referă în special și la reconversia profesională a persoanelor care au lucrat în acel domeniu. Însă fonduri pentru modernizare pe care Ministerul Energiei le are la dispoziție, fondurile din PNRR, sunt surse pe care România le are și pe care operatorii economici trebuie să le acceseze pentru că este o oportunitate care nu trebuie să fie ratată. Am văzut ce s-a întâmplat atunci când Rusia a decis să transforme gazul natural, o resursă, într-o armă împotriva economiilor românești și părerea mea este că mariajul acesta nefericit între economiile europene și gazul rusesc a luat sfârșit și sfârșitul trebuie să fie definitiv. Nu trebuie să fie nicio urmă de împăcare. Așa este. Apropo de fondul de modernizare, ce opțiune sugerați distribuitorilor de energie electrică, de exemplu, atunci când aceștia doresc să-și modernizeze rețelele, pentru că o pot face din fonduri proprii, dar pentru a face acest demers, cu siguranță ar crește tarifele de distribuție sau ar putea să apeleze la acest fond de modernizare. Care soluție credeți că, bănuiesc că dumneavoastră aveți un mare aport, cel puțin cu privire la decizia acestora? Corect. Tarifele de distribuție sunt calculate de autoritate de reglementare și în niciun caz nu ne dorim ca, într-un mod nejustificat, atâta timp cât există alternative de finanțare, să vedem creșterea tarifelor de distribuție în factura consumatorilor final, fie că sunt casnici sau non-casnici. Lucrul acesta l-am spus operatorilor de distribuție de când am preluat mandatul de președinte, ținând cont și de faptul că anterior mandatului de președinte am avut o experiență de 2 ani și o lună în calitate de secretar de stat la Ministerul Energiei. Deci, practic, programele derulate de minister în ceea ce privește asigurarea finanțării nu mi erau străine. 1,3 miliarde de euro sunt disponibile din fondul pentru modernizare doar operatorilor de distribuție. Nu concurează cu nimeni, cu niciun alt agent economic decât între ei pentru obținerea acestor finanțări. Bani pe care, cu siguranță, trebuie să îi acceseze, pentru că aceste investiții pe care le vor face din aceste sume nu vor avea un impact în tariful de distribuție. Că sumele disponibile din fondul pentru modernizare nu sunt suficiente pentru modernizarea întregii rețele de distribuție este partea a doua. Se pot finanța, pot face investiții din fondurile proprii. Adică se poate apela la ambele variante. Ambele variante, nu se exclud. Dar o componentă cât mai mare de fonduri nerambursabile în bugetul total de investiții înseamnă un impact mai mic în tarif și o presiune mai mică în factura consumatorilor, care în momentul de față, trebuie să spun și lucrul acesta, prețurile sunt plafonate, consumatorii casnici plătesc un tarif, o valoare plafonată la energie electrică și la gaze naturale, deci practic în primă fază tarifele crescute de distribuție se vor vedea și în impactul bugetar.
pentru că guvernul României susține în momentul de față diferența dintre prețurile plafonate și cele contractuale. V-am auzit discutând, dacă tot ați făcut acum referire la această plafonare, despre faptul că ar trebui să existe anumiți pași până la renunțarea la această plafonare în martie 2025, presupus a se întâmpla, pentru a nu se crea anumite dezechilibre și șocuri din acest punct de vedere. Cum vedeți dumneavoastră această etapizare? Îmi exprim încă o dată disponibilitatea de a prezenta Parlamentului, Guvernului României, cum se va lua decizia de a se ieși din această schemă prin legislație primară, ori ordonanță de urgență, ori lege, disponibilitatea de a prezenta diferite scenarii de a face acest lucru, calcule pe care putem să le facem la nivelul autorității cu privire la impactul bugetar și să propunem, evident, și să discutăm în cadrul acestor întâlniri modalități prin care această ieșire din schema de sprijin să se facă fără, așa cum ați spus, produce șocuri în factura consumatorilor, pentru că vedeam și zilele trecute o scrisoare deschisă adresată primului ministru al României de către un ONG cu privire la riscul ca facturile la gaze naturale după 31 martie 2025 să se dubleze sau să se tripleze. Riscul acesta este subliniat în mod greșit de către această asociație profesională, cu necunoașterea, aș putea să spun, a unor prevederi din legea 357 care aprobă ordonanța de urgență 119, le știu pentru că eram la Ministerul de Energie în perioada aceea, care spune că ofertele pe care furnizorii le vor face în perioada aceasta nu vor putea fi mai mari decât prețul plafonat. Deci, practic, riscul pe care această asociație îl identificase cu privire la existența în piață unor oferte mari și în momentul în care schema de sprijin se termină, consumatorii aceia vor rămâne cu niște prețuri contractuale foarte mari, este eliminat acest risc de această prevedere din lege. Dar vedeți că dumneavoastră cunoașteți aceste prevederi. În schimb, cetățeanul aude o astfel de știre, să-i spunem așa, provenind de la această asociație și iarăși este indusă panica. Corect. Eu cred că în momentul de față trebuie să încercăm ca mesajul nostru al autorităților să fie foarte bine sedimentat în rândul consumatorilor și foarte clar exprimat. Până la 31 martie prețurile sunt plafonate, nu se întâmplă absolut nimic. Cu siguranță că Guvernul României va elabora, Ministerul Energiei va elabora o modalitate prin care se va ieși gradual din această schemă de sprijin și ne exprimăm disponibilitatea să contribuim cu idei și cu scenarii. Și trebuie să știm că și după 31 martie 2025, atât timp cât această prevedere este în vigoare, ofertele pe care le primim de la furnizori, indiferent că vorbim de energie electrică sau gaze naturale, nu pot fi mai mari decât plafoanele stabilite din lege. Da, e important să fim informați, dar mai important decât atât este să avem capacitatea de a discerne în multitudinea de informații care vine înspre noi. Cred că aceasta ar putea fi concluzia discuțiilor de astăzi. Sperăm că v-am fost de folos cu aceste informații și sper că până la urmă, chiar și din dialogurile pe care le veți sesiza de-a lungul timpului în cadrul emisiunii Față în Față, veți înțelege ce aveți de făcut și veți lua decizia cea mai bună, mai ales în acest an electoral, când trebuie să puneți ștampila pe buletinul de vot. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Toate cele bune!